Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu maxatul unor cărți pe care le-am strâns. Avem aici Dark Prince-ul pe care îl ducem la level maxim. Avem și Ablin Barrel-ul pe care vom aplica acel Book of Cards sau Book of Wild, cum se numește. Să vedem. Da, putem da direct un Book of Cards și vom primi 200 de cărți. Și astfel îl putem upgrada la level maxim. Bun, și ok, hai să dăm cu Star Points pe cele 3 cărți crescute, cel mai recent. Creștem și Dark Cabrinul și mai avem și Dark Prince-ul. Bun. Haideți acum să deschidem oferta din shop. Avem un golden chest aici. Primim un wild card, o skeleton barrel și ice golem. Ok. Hai să vedem. Mai avem un silver chest aici, în care avem două rare și vom continua cu crown chesturile din Tyre. Hai să vedem, 3 gemuri, avem 12 wildcard-uri rare, Firecracker, Electro Spirit, Cannon Card și cam atât. Următorul, hai să vedem, 2 gemuri Tesla, Zepis, avem rachetă și Elite Barbari. Avem nevoie de ceva wildcards, sunt slabe șanse să găsim. Și dacă vom găsi, va fi unul sau două maxim. Avem două gemuri acolo, un X-Bow și Giant. Mergem mai departe, din nou două gemuri, Electro Spirit, avem beți, avem din nou Barbarian Barrel. 160 de bucăți am strâns până acum. Mai avem chesturi din fericire, 3, am primit și mai cards acolo. Bun, Electro Spirit, Wizard, motorul, hai să vedem, 3 gemuri, Goblin Gang, Royal Giant, Hunter și Battle Ram. Încă unul, 2 gemuri, avem 10 wildcard-uri rare, Goblin Cage, Bats, Cannon Card și cam atât. Bun, încă 5 bucăți, hai să vedem, 50 de wildcards odată, 3 gemuri, Skeletons, Muschetiră, Minion Horde, Hog Rider. Mai departe, încă 1000 de gold, 2 gemuri, Skeleton Dragons, Inferno Tower, Goblin Gang și 3 Muschetiri. 1000 de gold, 3 gemuri, Spear Goblins, Arrows. Avem beți, avem Thumbstone, nicio epic aici. Din nou 3 gemuri, Skeleton Dragons, Lightning, Goblin Hunt. Bun. Un Legendary Wildcard, 10, adică 1000 de gold, 2 gemuri, 12 rare, Bats, Zepis, Electro Spirit și cam atât. Și mai avem un Book of Cards comun pe care îl vom păstra și când îl vom primi pe al doilea vom primi 100 de gemuri, nu-l voi folosi pentru că e destul de... sau nu știu, vom vedea. Bun. Am deschis toate chesturile. Cam așa arată inventoriul în acest moment. Avem destul de multe cărți de toate tipurile. Dar vom folosi epicele.
ca să maxăm o nouă carte. Avem suficient gold și ar fi păcat să nu începem nou sezon cu o carte maxată în plus. Bun, să cerem Electro Spirit aici și să ne uităm din nou în cărți. Avem aici nevoie de 11 bucăți, aici de 40. Nu cred că avem 40. Erau fost 37, dacă nu mă înșel. 36 de fapt. 36. Bun. Oi, da, vom duce clona la level maxim. Ok. Bun. 11 bucăți. O aducem la 200 și vom da upgrade. Bun. O facem și pe Astar și ne consumăm cam toate resursele, mai puțin gemurile. Bun. Cu clanul în war, hai să vă arăt, suntem destul de bine. Era aici. Locul 4, cu șanse de a ajunge pe locul 3. Am fost mult timp pe locul 3. Vom vedea la final. Bun. Haideți să dăm câteva meciuri în arenă. N-am mai jucat de mult. Poate vom încerca și challenge-ul. Dar hai să vedem dacă obținem o victorie aici. Începem cu Valkyra din spate. Vom trimite Hogul. Să punem aici un Tesla. Nu, și Eros. Bun. E destul de bun începutul. Să ocupăm aici de muschetiră. Scos mini P.K.-ul, acei mai barbari. Da, și vom pierde turnul din partea dreaptă. Trimitem nou Hogul. Să pun un freeze pe... Da, n-am suficient elixir. Așa că vom aștepta mai degrabă. Punem Tesla. Trimitem și Impeca-ul aici. Da, și lucrurile stau destul de rău pentru noi. Încercăm un ultim atac din spate. Voi încerca pe partea stângă, pentru că avem destul de puțin damage. Fungul. Încerc o rachetă. Da, din păcate nu cred că avem șanse prea mari să obținem victoria. Da, ultimele 13 secunde, 10 secunde din meci, ne apropiem de turn, dăm un freeze, dar nu mai e suficient timp. Și pierdem acest prim meci. Să mai încercăm o dată. Avem nevoie de chest și de
de trofeo. Da, începem din nou cu arcașele din spate. Pregătim aici Tesla pentru defense. Lasă că ne atacă. Dacă nu vom trimite Valkyra din nou pe partea dreaptă, nu mai aici o Eros. Asta, și o să pun din nou mini P.K. Scăpăm de acel, de acel giant. Și dacă am reușit să dăm freeze-ul pe turn, ar fi excelent. Bun. Ar trebui să-i scoatem turnul din, din stânga. Am destul de aproape. Să punem Valkyra acum. De giant, scăpăm aici de, de prințesă și vom, da, o rămâne pe cauți, stăm în, în apărare, punem Tesla pe centru, scăpăm Nipeta, scăpăm rapid de, de miner și voi trimite hog-ul pe partea dreaptă. N-a fost o idee prea bună. Trebuie să rămânem în, în apărare. Da, scăpăm cu bine de acest, de acest atac. Îl scoate și, și Witch-ul acolo. Pune mini pe cam. Și ar trebui să luăm... o să fie destul de puțin damage pe turn. Scăpăm de, de giant. Scăpăm acum și de miner. Și mai sunt 35 de secunde din, din acest match. Vedem fogul pe dreapta. Scăpăm aici de, de Minion Horde. Punem Valkyra. Da, și ar trebui să obținem victoria. Nu prea mai poate să... să ne doboare turnul. Mai sunt 5 secunde din match. Dăm un ultim, un ultim atac. Da, și obținem, obținem victoria. O victorie de care aveam nevoie. Avem 30 de trofee și un silver chest. Bun. Băi, cam atât cu, cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.